Cuvântul lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19 până la versetul 26. Fapte 11, versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a daus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările biserici și au învățat pe mulți oameni pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Să ocupăm locurile. Narațiunea este foarte clară. Imediat după omorârea lui Ștefan, primul mare martir al creștinismului, o serie de creștini se împrăștie și fug din Iudea, fug din Ierusalim, se duc în Fenicia, în Cipru, în Antiohia, Antiohia din Siria de astăzi, și s-au adresat, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, evreilor. Evreii se duc să propovăduiască evreilor, se duc în sinagogi și vestesc Evanghelia evreilor. Totuși, sunt câteva excepții, iată câțiva oameni din Cipru și din Cirene, deci nu sunt din Ierusalim, nu sunt din Iudeea, creștini buni s-au dus în Antiohia și au început să vestească și grecilor Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mâna lui Dumnezeu era cu ei, spune Sfânta Scriptură, și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mulți dintre neamuri, dintre, greci, deci, se întorc la creștinism și devin creștini. Vestea asta a ajuns la urechile celor de la Ierusalim. Și nu era o veste prea bună pentru ei. Cum se face că cineva duce Evanghelia celor neteați împrejur? Nu de curiozitate, nu de bucurie l-au trimis cei din Ierusalim pe Barnaba în Antiohia să vadă ce se întâmplă. Erau alertați Creștinismul, credința creștină va scăpa din matca evreiască, să zic așa, din iudaism, nu? Și va ieși la neamuri. Lucru absolut de neconceput pentru evreul creștin din timpul acela. Binecuvântarea este că Barnaba este un om de bine, un om plin de Duhul Sfânt, de credință, un om așezat, un om care vede bine ceea ce se întâmplă, a văzut harul lui Dumnezeu care a venit peste neamuri, s-a bucurat de progresul Evangheliei și a îndemnat pe cei dintre neamuri, pe cei greci din Antiohia, să stea alipiți de Domnul cu toată inima lor. Văzând nevoia lucrării care se extinde și crește extraordinar în Antiohia, Barnaba se duce în tar să-l caute pe Saul, să-l caute pe Pavel, Vreau să vă spun că până acum Apostolul Pavel, după ce a trecut prin convertire, prin întâlnirea lui cu Domnul Isus Hristos, el s-a întors și a, a stat în tars o bună bucată de vreme. Barnaba este omul acela care are o viziune, se duce să-și caute un coleg de lucru, un, un coechiper. Știe că nu poate lucra de unul singur. Știe că în această biserică în care sunt evrei și greci deopotrivă, e nevoie de multă muncă, de multă învățătură, de mult sacrificiu. S-a dus și l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Au început să predice Evanghelia un an întreg în biserica aceasta din Antiohia. Aici aș vrea să vă menționez că Biserica din Antiohia este prima biserică dintre Neamuri, dacă vreți. Este apoi prima biserică misionară. Interesant, cei care trebuia să trimită primii misionari ar fi fost cazul să fie Biserica de la Ierusalim. Biserica de la Ierusalim însă s-a bucurat de creșterea numerică, s-au bucurat de binecuvântările Domnului și s a bucurat așa de mult încât n au mai plecat nicăieri să ducă vestea Evangheliei. Când a venit foametea, frații din alte părți le-au trimis ajutoare. Și biserica din Ierusalim nu a dat misionari. Iată că în Antiohia, în Siria de astăzi, este o biserică deschisă pentru lucrarea misionară și veți vedea imediat, dacă citiți mai departe, capitolul 13, Pavel și cu Barnaba sunt trimiși de către biserica din Antiohia în prima lor călătorie misionară. În dimineața aceasta aș vrea să ne preocupăm însă de ultima parte a versetului 26 pe care l-am citit, afirmația aceasta pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Numele de creștini nu s-a născut la Ierusalim s-a născut între neamuri, s-a născut într-o biserică din Siria de astăzi, în biserica din Antiohia. Ce înseamnă numele ăsta de creștini? Urmașa lui Hristos. În dimineața asta aș vrea să spun trei lucruri care ne fac să fim demni de numele acesta creștin. Trei lucruri care i-au făcut pe apostoli și pe ucenicii care s-au întors la Domnul, pe neamurile care s-au întors la Domnul din Antiohia, i-au făcut demni să fie numiți creștini. Trei lucruri. În primul rând, erau oameni care credeau în Hristos. Omul care crede în Hristos este un creștin. Nu poți să fii creștin dacă nu crezi în nașterea miraculoasă din Fecioara lui Hristos, în viața lui fără păcat, în moartea Lui răscumpărătoare pentru păcatele noastre, în învierea Lui glorioasă și într-un Hristos care va veni să judece și să răsplătească orice ființă umană. Dacă nu crezi asta, nu poți să fii creștin. Nu poți să fii creștin. Poți să te numești așa după datină. Eu știu, te-ai născut creștin într-o țară creștină. Dar nu meriți numele acesta dacă nu crezi în adevăr în Domnul nostru Isus Hristos, în, acest, în, această evanghelie simplă pe care am spus înainte. Isus a venit să moară pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi după Scripturi și va veni să răsplătească tuturora uh, pentru viața pe care au trăit-o în această lume. Aceasta este Evanghelia, esența Evangheliei. Suntem creștini când credem lucrurile acestea. Nu suntem creștini pentru că ne-am născut într-un într mediu creștin, într-o țară creștină, într-o familie creștină. Că ne-a botezat cineva și ne-a numit creștini. Dacă noi nu suntem pătrunși de aceste adevăruri fundamentale ale creștinismului, nu putem să fim creștini. Erau creștini pentru că ei credeau în Isus Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu, care a venit să răscumpere păcatele lumii întregi prin moartea sa justificatoare la cruce, prin moartea răscumpărătoare de la Golgota. Când crezi în Domnul Isus Hristos, ai dreptul să te numești creștin. În al doilea rând, creștinii din vremea aceea, oamenii din timpul acela, Ucenicii s-au numit creștini pentru că se purtau ca și Hristos, se mânau cu Hristos, vorbeau ca și Hristos, se comportau ca și Hristos. Dragostea care emana din Hristos, emana din ucenicii Lui. De fapt, Domnul Isus a spus, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, oamenii vor ști că sunteți ucenicii mei. Dragostea care emană din noi față de ființa umană, față de oameni aflați în nevoie, dragostea care a emanat din Domnul Isus Hristos este aceea care ne face să fim asemenea Lui. Ne purtăm ca și El. Față în față cu ispitele, ne purtăm ca și Hristos. Față în față cu dușmanii, ne purtăm ca și Hristos. Comportamentul creștin este cea mai bună reclamă pentru creștinism sau cea mai, cel mai mare argument împotriva lui? Ați auzit de așa multe ori oameni spunând: Dacă și ăsta este creștin, nu vreau să fiu ca el. Trebuie să ne purtăm ca și Hristos. Comportamentul nostru este de o importanță covârșitoare. Bine, noi ne numim Biserica Agape și spunem că dragostea este la ea acasă. Dar când am ieșit afară de aici, văd oamenii dragoste în noi, exersăm calitatea asta cristică. Sau nu? Vorbele noastre seamănă cu vorbele lui Hristos. Atitudinea noastră seamănă cu atitudinea lui Hristos. Dacă nu semănăm cu El, nu suntem ca El. Domnul a spus odată niște cuvinte foarte grave a evreilor. Ei se lăuda cu ei, ei, sunt copiii lui Avram. Spunea, noi suntem fiii lui Avram. Și el i-a spus foarte clar, voi sunteți fiii diavolului, pentru că faceți faptele tatălui vostru. Vă comportați ca și tatăl vostru. Tatăl vostru este diavolul. Cred că a fost o, o afirmație absolut scandaloasă pentru evrei. Cum poate cineva nu? Ei, neam sfânt, ales uh, poporul lui Dumnezeu, cineva să le spună că ei sunt fiii diavolului, nu? Wow! Dar Domnul le spunea un adevăr foarte clar. Dacă voi ați fi fiii lui Dumnezeu, v ați purta ca și Dumnezeu, nu? Dar vă purtați ca și părintele vostru real, care este diavolul. Eu nu pot să mă port ca Mahomet și să creadă lumea că sunt creștin, nu? Hai să fim serioși. Dacă există o discrepanță între declarațiile mele și numele meu și comportamentul meu, voi face un mare de serviciu Evangheliei, oriunde m-aș duce. Din păcate, știți bine, mulți creștini astăzi fac mai mare pagubă Evangheliei prin comportamentul lor decât servicii Evangheliei. Văzând felul vostru bun felul vostru de a vă purta, spunea uh, cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să binecuvânteze pe Dumnezeu în ziua cercetării, văzându-vă faptele voastre. Uh, în drum spre România, uh, citind uh, o carte pe avion, am aflat despre un păstor american care avea un obicei foarte fain și m-am gândit, mai ce, ce, obicei extraordinar ar trebui să l împrumutăm fiecare din noi. Zicea, e, nu să afară din casă fără să fiu sigur că în buzunarul meu am o bagnotă de ceva bani, nu contează, și în 10 ce găsesc, 20, 100 de dolari, dar întotdeauna am o bagnotă în buzunar și tot timpul vă mă rog, Domnului, Doamne, scoatem pe cineva în cale, un om aflat în nevoie să-l să, -l, să -l ajut. Zice, este un exercițiu permanent pe care îl fac, să aud vocea Domnului, să, să înțeleg acel îndemn al Duhului Sfânt să fac o faptă bună. Uneori, zice, este o chelneriță obosită la sfârșitul unei zile de lucru, că de mai stă în picioare, mă servește la dinăr și încearcă să zâmbească săraca printre, eu știu, durerile și oboseala din ziua aceea, ce îi las pe masă 100 de dolari și mă uit pe geam și o văd fericită și o văd zâmbind că cineva s-a gândit la ea nu? Eu știu un taxator sau un, eu știu un, un, un om obosit care vinde ziare la marginea trotuarului. Nu i-a cumpărat nimeni ziarele astăzi. Un 20 de dolari îl face fericit. Zice, întotdeauna încerc mai degrabă, nu fapta în sine că nu e mare lucru, zicea el, dar pentru mine bucuria este să aud vocea aceea Duhului Sfânt care zice, acum, dă banii ăștia, ajută-l pe omul acela. Mi-a plăcut așa mult, de mult, ideea asta. A te purta în această lume frumos, ca și Hristos, este lucru care ne face să fim creștini. Ar trebui să avem grijă ce spunem, ce facem, cum ne purtăm, cum reacționăm? Eu cred că Hristos, conducând o mașină pe expres, nu proliferează cuvinte urâte la șoferul ăla care intră în față. Nu claxonează. Ar trebui să ne gândim la lucrurile astea, pentru că a fi creștin înseamnă să ne purtăm ca și Hristos. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez, a fi creștin este să aparții lui Hristos, să fii al lui și să fii al lui pentru totdeauna. Probabil că la anumită vârstă nu e așa de importantă chestiunea asta. Dar pe măsură ce vom înaintea în vârstă, apartenența noastră la Hristos și la împărăția Lui va căpăta o importanță covârșitoare. Asta te va face așa cu pe meu să scrii, noi vom aștepta aici până vom auzi sunetul trâmbiței, să plecăm și să fim cu Domnul pentru totdeauna. Duminica când au venit frații să-l viziteze, în duminică în doi, de la biserică, le-a spus să nu se mai roage pentru el la biserică deloc, el nu mai vrea să stea în lumea asta, El deja el a, el avea uh, rezidență permanentă în America, dar nu a mai venit în America pentru că avea o rezidență permanentă în altă parte, mult mai importantă. Va veni o zi când rezidența noastră va fi foarte, foarte importantă. Ne vom duce să fim împreună cu Domnul. Aparținem Lui. Suntem creștini pentru că suntem proprietatea Lui. Am fost cumpărați cu sângele Lui, cu jertfa Lui de la cruce, îi aparținem de drept, prin răscumpărare, a plătit pentru noi. Suntem ai Lui. Pentru prima dată, creștinilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Ucenicii au primit numele de creștini în Antiohia, pentru că credeau în Hristos, pentru că se purtau ca și Hristos, și pentru că aparțineau Lui Hristos. Și oamenii s-au uitat la ei și au zis, ăștia trebuie să fie niște cristoși mai mici. Ăștia sunt ai lui Hristos. Și au fost numiți creștini. Denumirea aceasta nu și-au dat-o ei. N-a fost o comisie care să o hotărască cum o să ne numim noi de azi înainte. Și au hotărât să se numească creștini. Nu. Le-au dat-o oamenii din afară, Oamenii care i-au observat, care i-au văzut, care le-au analizat viața, care le-au auzit cuvintele, care le-au văzut comportamentul, atitudinile, și au zis, ăștia nu sunt ca și noi. Ăștia aparțin lui Hristos. Ei vorbesc ca și Hristos. Fac faptele lui Hristos, au dragoste ca și Hristos și cred din toată ființa lor în Hristos. De aceea ei trebuie să fie numiți creștini. Și au botezat așa și bine au făcut. Am o întrebare cu care vreau să închei. Dacă lumea n-ar ști nimic despre noi, am fi și noi o apariție așa insolită, cum era de fapt și Biserica din Antiohia. Până acum n-a mai fost Biserica în Antiohia. N-a fost așa ceva niciodată. Din, din, de când e lumea, n-a -a fost o asemenea biserică. N-a fost asemenea comunitate făcă, formată din evrei și din neamuri, toți adunați împreună. Nu? N-a mai fost așa ceva. Erau ciudați. Să presupunem că și noi am fi așa o apariție insolită în partea asta orașului. Și lumea s-ar uita la noi. Ne-ar vedea cum ne purtăm, cum ne îmbrăcăm, cum vorbim, cum muncim, relațiile dintre noi. Ce nume ne-ar da oare? cum ne-ar boteza. Probabil că cei de atunci au crezut că le dau, o, le dau o poreclă ucenicilor. Dar porecla aceasta a devenit nume și apoi renume, pentru că porecla aceasta reflecta acest adevăr tip triplu. Acești oameni credeau în Isus, se purtau ca și Isus și aparțineau lui Isus. Domnul să ne ajute pe toți să fim creștini adevărați. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim din toată inima Domnului pentru dimineața aceasta pe care am petrecut-o în casa Lui. Să mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat numele acesta așa de frumos. Nume care vine de la Hristos. Viața noastră și numele nostru este legat de ființa cea mai minunată care a trăit, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să ne rugăm! Doamne, stăm înaintea Ta în această dimineață mulțumitori că am primit un nume așa de minunat, Doamne. Derivat din numele Tău cel Sfânt de Hristos, Hristosul, Unsul lui Dumnezeu, Mesia care a venit. Îți mulțumim din toată inima, Doamne, pentru Bucuria și pentru onoarea care ne-ai făcut-o, dărându-ne un asemenea nume. Ne rugăm în dimineața asta să ne dai putere, Doamne, și înțelepciune să ne purtăm frumos, să ne purtăm vrednic de un asemenea nume, să nu-l facem numele acesta de râs niciodată. Ajută-ne prin cuvintele noastre, prin comportamentul nostru și prin tot ceea ce facem, Doamne, să aducem glorie numelui tău. Să te binecuvântăm, Doamne, și pe tine prin viața noastră care a fost binecuvântată de Tine, Doamne. Binecuvântează biserica Ta în continuare, Doamne, să și dă înțelepciune să trăiască frumos, cu credință în Tine, portându-se ca și Tine, ca și o proprietate a Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul care ne l-ai dat și pentru părtășia noastră din această dimineață, în numele Domnului Iisus. Slăvi să fie El în vece veci. veci.